Morning Glory, Morning Glory, ce ochi roșii au sudori. Deci, în concluzie, ne-am întors la Morning Glory, 40 de minute peste ora 9 și 8 minute. Timpul și economia zboară repede atunci când te distrezi. L-avem invitat astăzi pe actorul Anghel Damian, pe care îl puteți găsi jucând la Național? Teatru de comedie, Teatru Național, Teatru Metropolis, Green Hours, un teatru și... Dar tu, de fapt, unde ai servici? Servici la comedie. Acolo ai luat la comedie. Acolo, da. A luat da. Și doamna Dăncilă premier. Și pentru că lunea este weekendul actorilor, în fiecare luni e pe ProTV în serialul Vlad. Așa. Deci, în concluzie, să vă ziceam să facem și noi chestionarul Morning Glory și l-aș întreba pe Anghel Damian care a fost clipa lui de glorie anul ăsta sau anul trecut sau când, în ce an îți combine ție? 68, de exemplu. Sau... Prezența mea aici, evident. Da, deci e o încununare, să știi. Absolut. Mă uitam cu foarte multă pismă, dacă îmi permiți, la colegii mei actori care erau invitați aici, așa cum, uite, iată, sunt, am o poză, dovadă. Da. E drept că, cel puțin în videourile postate în online, i-ai tratat cu vin, mie mi-ai dat doar o cafea, deci mă simt puțin... Uite-mă cum începe cu reproșurile. Da, da, da. Nu, nu e nimeni. Da, vrei să ciocnim un pahar? Nu, dar spun așa, de diferența din răutate. Da. Dintre tratamentul aplicat colegilor actori și... Acum... Da, să știi că nu prea țin la băutul actorii, din ce am văzut. Nu, nu, nu. Bine, tu-i prins dimineața după o noapte întreagă de... Da, așa că... poate, poate și așa, dar... Ai, în afară de Morning Glory și de relele tratamente aplicate aici, ai vreo problemă cu ceva sau cu cineva în momentul ăsta? Problemă? Da. Ceva? Te deranjează ceva? Ba, păi, trăim în România, nu-i de ajuns, adică... Și asta, există da. Motive de insatisfacție în fiecare zi. Dar, evident că tensiunea asta socială, dacă îmi permiți, este... E apăsătoare, așa, mă deranjează puțin... Înțeleg. Situația politică, dar n-aș vrea să intru mai mult în detalii, dar lumea înțelege despre ce e vorba. Dacă ar fi să te culci și să te trezești mâine cu o nouă calitate, cu o nouă putere, care ar fi aia? Care ți-ai dori să fie? Să citesc gândurile. Nu e rău. Da. Nu e rău. Iartă-mă, dar tot ce iese din gura ta când ai zis să te culci, automat când mintea mea zbura la cuțul sau altceva, după care da. M-ai coborât la o, o simplă dorință în ce vrea să faci. Ai cont pe o anumită rețea de socializare? Și pe Facebook și pe Instagram, Anghel Damian. Poți să deschizi telefonul? Să deschizi Facebook-ul? Da, de ce? Te rog frumos. Așa, ai deschis? Da. Bun, caută Constantin Înceanu, te rog frumos. Facem un test aspru, dar sever. Da. E cel mai dur test. Oficial? Ăla cu numărul de telefon pe cover foto. Ia să vedem. Da. Constantin Înceanu cântă o piesă care se numește Mă pusei lungit în pat. E foarte frumoasă și nouă ne place foarte mult de el. Și facem testul Înceanu să vedem câți prieteni în comun are invitatul nostru... cu Înceanu. Adică câți dintre prietenii tăi au dat like paginii lui Constantin Înceanu? Ia să vedem. Ia vezi tu. Mi se pare relevant. Adică e un test și pentru economie și pentru tot ce... 55. 55, oh! Ești campion! Oh! Bravo! Și n-ai zice, uite, da, te uiți la el și n-ai zice că prietenii lui preferă... Da, mă, dar preferă... 400 de mii, naibii, 55 din 400 păi, da, e celebru. Bine, absolut. Petrică Mâțu Stoian, care e partenerul lui, dar care cred că s-a și certat, Constantin Înceanu cântă o piesă care se numește Mă pusei lungit în pat. E foarte frumoasă și nouă ne place foarte mult de el. Și facem testul Înceanu să vedem câți prieteni în comun are invitatul nostru cu Înceanu. Adică câți dintre prietenii tăi au dat like paginii lui Constantin Înceanu. Ia să vedem. Ia vezi tu. Mi se pare relevant. Adică e un test și pentru economie și pentru tot ce... 55. 55, ești campion! Oh! Bravo! Și n-ai zice, uite, da, te uiți la el și n-ai zice că prietenii lui preferă... Da, mă, dar preferă... 400 de mii, naibii, 55 din 400 păi, da, dar e celebru. Bine, absolut. Petrică Mâțu Stoian, care e partenerul lui, dar care cred că s-a și certat, are mai mulți fani decât el. Și asta e piesa, uite. E minunată.
Bine, și videoclipul e foarte mișto. E unul care se face că sparge lemne și acum să auzi. Soția, popa, așa. Versurile sunt foarte frumoase. Așa. Superb. Yeah, cât de cât superb, da, este. Așa, cel mai penibil moment de care ți-amintești, Anghel Damian, dacă se poate povesti pe post, evident. Cel mai penibil. Da. Am fost invitat recent la o lansare de carte. Asta e chiar penibil, să știi. Da, da, da. Cu șepția cărții mele n-am văzut o lansare în fine. Poate Horia să fie avut anul. Și am fost chemat, vezi, Doamne, să lecturez. Și am stat în fața minunatului public ascultător și cred că am lecturat 20 de secunde. Cam atât a fost. Am avut loc într-o oră și jumătate. De ce? Nu știu, pur și simplu, eu așteptam un moment așa, dar am avut trei versuri și la revedere, da. M-am gândit să mă specializez în astfel de evenimente. Dacă aveți nevoie de 20 de secunde... Ai un cuvânt sau o expresie care te calcă pe nervi? Da, mă calcă pe nervi și o folosesc din păcate și eu. Ah, ok, da. Va. Cumva. Acest nou... Da, da, cumva e foarte important. Absolut. Lumea încă nu-și dă seama ce se va alege de el. Cumva mă enervează, da. Cumva este folosit în termen absoluți. Mie asta îmi place. Adică atunci când trebuie să spui ceva categoric, da, adaugi un cumva e pentru definitiv orice eventualitate. E cu majuscule. Cumva țin la tine. Fără ca puțin ridichea la început, că s-a închinuit, am dat să beie. Uite, un cetățean, un ascultător, zice că a fost la un botez sâmbătă unde a cântat Constantin Înceanu și când i-a zis de melodia mă puse în pat lungit, m-a privit ciudat. Coincidență? Nu cred. Noi l-am promovat foarte mult. Chiar mi-a trimis un mesaj să termin cu mișcăurile și poate vreau să ne vedem așa, ca între bărbați, știi? Da. Dar întrebarea e câte like-uri avea inițial și câte like-uri avea acum. Eu cred că ați contribuit semnificativ. Și eu simt, și eu simt. Și eu o să mă duc acasă și primul lucru pe care îl fac voi da like. Îți dai seama, da. Când erai mic, ai tăi spuneau mereu că... Bravo, Angel. Chestia aia pe care ți-o repetau. Bravo. Bravo? Da, am fost crescut pe pozitiv. Da? Absolut. Nu, nu ți-au pus pedică? Nu. Nu faci terapie acum din cauza lor? Absolut deloc. Nu, nu. Nu e rău. Nici nu te băteau? Nici nu? Nu. M-a fugărit odată, taică-miu, în jurul mesei, da. Mă rog. Puțin, și cred că mi-a dat un șut în fund odată, da. Maxim. Ți s-a întâmplat să vrei să dai un telefon și să simți nevoia să repeți în gând înainte ce urmează să spui? Da. Am țin discursuri cu... Da? Da. Ești timid? Nu, dar mă îmi place să fiu pregătit dacă am ceva important de zis. Dacă mâine vine apocalipsa, ce mănâncă Anghel Damian la ultima masă? O pizza. Simplu. De care? 4 formagii. Speram să zică hawaiană. Ca să-i zică ea, de fapt, a fost inventată de un grec, știi, ca să pare eu deja. Da, nu a fost așa. Și când ai cântat ultima dată? Aseară în spectacol. Ce cânti? Cântăm... Born down in the USA. Corect. Da. Se pare mișto. Nu? Da, absolut. Unde te mai vede lumea acum? Ce premieră ai? O să ai? Am... Păi în principal aș vrea să mă vadă în serialul Vlad. Deci... Diseară. Bun, asta ne rezolvă. Luna viitoare și luna peste 2 săptămâni. Asta așa, în principal. După care, în timpul săptămânii, la teatru. Teatru de comedie, o să am o premieră la pe 16 martie. Da. Rosencrantz și Guildenstern sunt morți de Tom Stoppard. Bun, mișto. Da. E mișto textul. Textul e mișto, da. Da. Să vedem dacă și noi vom fi mișto. Eu sper că da. E talentat. Da. E păcat să renunțe. Stoppard e foarte talentat, da. E foarte bine până aici. Îți mulțumim foarte mult că ai venit, că ai citit. Eu zic că lumea o să se uite la tine. Doamne ajută. Diseară și la colegii tăi, dar în fine, nu vrei să știi ce mi-am spus despre tine. Nici nu.
Cam așa. Îți mulțumim, Angel Damian. Eu vă mulțumesc. Eu o să mai revin la Morning Glory, te chemăm o dată și desfacem și o sticlă ca să fii și tu mulțumit. Așa. Ca așa. Și om, ca și actor. Dar vezi că la fel ca și economia românească, Morning Glory s-a mișcat atât de repede încât pur și simplu n-a mai fost timp să mai deschidem o sticlă de spumant. Asta e tot. Mulțumim mult, Angel, vă pupăm dulce pe ceacre și noi ne auzim mâine pentru că sunt interese foarte mari la mijloc pentru ca emisiunea Morning Glory să continue, din păcate. Și am citit acum, mi-am adus aminte, e o carte pe care o găsiți la Muzeul Țăranului Român, se numește Experimentul Zaica și este un compendiu de răspunsuri oferite de copii la niște întrebări foarte serioase. Și una care mie mi-a plăcut la nebunie este: ce este respectul? Și răspunde un copil de 9 ani: și respectul este să te scoli și să stea babele. Morning Glory on Rock FM.